Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Îi spunem bună seara invitatul nostru în studio, profesor universitar dr. Dorel Chirițescu. Bună seara, bine ați venit în studioul nostru, domnule Chirițescu. Bună seara. Aș vrea să le explicăm în această seară, domnule profesor, telespectatorilor noștri, de ce nu reușesc să țină prea mulți bani în portofele, dacă putem să le dăm astfel de sfaturi, ce să învățăm și de unde vine această criză de care ne plângem cu toții, criză economică, o criză prin care noi nu mai putem permite, nu știu, anumite luxuri, că deja cam orice a devenit lux pentru românul de rând. Avem o explicație? Da, greu, dificil de spus. Dificil de spus în câteva vorbe, de explicat în câteva vorbe. Cert este că așa se întâmplă. Adică este un fenomen acesta al lipsei banului. Este un fenomen aproape general, la nivelul, vreau să spun, la nivelul oamenilor obișnuiți. Pentru că, așa după cum bănuim și după cum știm, există și oameni care nu știu ce e. Există oameni care nu știu ce e lipsă de bani și există oameni care nu știu ce e la bani. În principal este vorba despre o etapă post-criză, da, despre o etapă post-criză, o etapă în care abia reușim să acoperim datoriile pe care le-am făcut în epoca bună, în perioada bună în care cheltuiam foarte mult. Este o perioadă în care marea majoritate a veniturilor noastre, care sunt venituri din salarii, da, sau chiar din afaceri, sunt grevate de rate la bănci, rate la fisc, rate la asiguratorii, rate la tot felul de alte instituții, tot felul leasing-uri la mașini, da? Care vin din urmă, care vin din urmă dintr-o perioadă în care cu toții ne-am luat o mașină, cu toții am încercat să ne renovăm un apartament și în care am cheltuit mai mult decât, nu mai mult decât ne permiteam atunci, ci mai mult decât ne putem permite acum. Adică s-a inversat, din cauza crizei economice, trendul s-a inversat și atunci suferim cu toții din această poveste. Dacă e să vorbim despre această epocă, despre această perioadă a crizei economice, dacă ar fi să discutăm pe ansamblu fenomenului, pe ansamblu economiei, atunci nu părem să stăm foarte rău, dar iarăși efectul nu este unul scontat, nu este cel dorit. Cel puțin la nivelul județului Gorj am văzut deja suficient de mulți șomeri, o lipsă acută a locurilor de muncă, avem și probleme sociale legate de tot ceea ce se întâmplă legat de aceste două fenomene, șomaj, lipsa locurilor de muncă. La știri colegii mei în meci au filmat o tragedie într-o familie și cred că găsim peste tot în toată țara, nu știu, săptămânal, ca să nu zicem zilnic, astfel de tragedii în care oamenii recurg la gesturi extreme, dar luându-și viața atunci când pleacă unul din partenerii, rămân singuri, avem copii singuri acasă, avem bătrâni singuri acasă, românii pleacă să muncească în străinătate. Vorbeați noastră mai devreme despre acea posibilitate a oamenilor de a-și mai achita datoriile. E clar că atunci când au făcut împrumuturi, s-au făcut niște calcule, dar știm foarte bine că nici băncile nu-ți dădeau acele împrumuturi dacă tu nu erai bun de plată. Eligibil. Da. Cum de s-a ajuns aici? Acum să nu ne mai permitem, poate nici să ne mai plătim acele rate. E clar, nu putem vorbi de cei de top de care vorbeați dumneavoastră, care da. Nu cunosc. S-a ajuns prin efectele crizei, da? S-a ajuns prin neatenția noastră până la urmă a fiecăruia dintre noi, pentru că trebuie să recunoaștem, mulți dintre noi trebuie să recunoaștem că am apăsat foarte tare pe pedală în perioada despre care vorbeam, în perioada vremurilor bune, ale anilor 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. S-a ajuns dintr-o neatenție a planificării, poate și de ordin individual și de ordin familial.
Amintesc despre Gorj, despre județul Gorj, despre această zona noastră, dar față de care suntem foarte interesați. România se împarte, din păcate, tot mai vizibil în trei părți, în trei zone de exprimare economică, da, ca să zicem așa. Este zona marilor orașe, cum ar fi zona Constanței, a Bucureștiului, a Iașiului, a Clujului, Timișoarei, deci zona marilor aglomerări urbane și a orașelor de deschidere comercială, da? Unde sunt aeroporturi mari, porturi și așa mai departe, unde lucrurile stau bine, da? Unde lucrurile stau bine, există un dinamism economic destul de pronunțat și șomajul despre care vorbeați este aproape inexistent, da? Chiar în aceste condiții de post-criză, de ieșire din criză, în perioada în care încă nu am demarat foarte bine din punct de vedere economic, există această zonă a orașelor mici sau medii, cum este și Târgu Jiu, da? Unde lucrurile sunt, unde situația băltește spre rău, da? Și din cauza unui management politic neadecvat, dacă e să gândim așa, dar și din cauza unui management politic administrativ neadecvat, da, impropriu cumva pentru aceste zone, dar și din cauza unor imposibilități. Scuzați-mă că vă întreb, dumneavoastră credeți că se putea face mai mult și nu s-a făcut? Evident că da. Evident că da. Evident că da. Se putea face mult mai mult și nu s-a făcut, dar nu despre asta discutăm acum. Și apoi ar fi a treia zonă, ca să zicem așa, a treia plajă de tip economic, care este zona rurală, îndepărtată și foarte îndepărtată, care este o zonă în care se duce, în care oamenii care trăiesc acolo o duc rău și foarte rău. Din păcate, asta este. Nu există soluții pe termen scurt. Ne întrebăm cu toții. Toată lumea este îndemnată, am sesizat în ultima perioadă, să treacă din nou la agricultură. Este această o soluție din punctul dumneavoastră? Da, tocmai asta spuneam, că nu există soluții pe termen scurt, pentru că problemele de tip economic au un gen de răspuns oarecum individual la ele, adică fiecare familie, fiecare individ își planifică cumva răspunsurile la acest tip de probleme. Adică există oameni care au un individualism mai pronunțat, da? Există oameni care spun plec, da? Și părăsesc anumite zone și asigură ceea ce se cheamă dinamismul, partea de populație care migrează și care este permanent în căutarea de bine și de mai bine. Este populația care se conformează și care suportă, mai ales populația de trecută de 45-50 de ani, care nu mai acceptă migrația, da? Și apoi este populația care pur și simplu, sunt oameni care pur și simplu intră în zona de subconsum sau de consum foarte scăzut, în ceea ce se cheamă, în termeni economici și chiar poate chiar în termeni populari, din zona sărăciei și își asumă această ieșire din, pur și simplu își retează visuri, își retează planuri de viață, renunță la tot ce se poate renunța și trăiesc așa cum trăiesc. Acum, sigur, discuția despre economie și despre viața economică a județului și a țării nu trebuie să o purtăm chiar în acești termeni negativi, pentru că, din fericire, semnalele sunt destul de îmbucurătoare la nivel național. După cum vedeți, în sensul că, după cum vedeți, 2, 3, da, după cum vedeți, cifrele sunt deja pozitive, adică un 3,5% pentru 2013 este o cifră destul de bună de creștere economică. Lucrurile se mișcă în zona exporturilor, adică România a ajuns deja la aproape 50 de miliarde de euro exporturi, ceea ce înseamnă o cifră destul de importantă, de 5 ori mai mult decât în 1990, decât în 1989 exportăm. Deci atunci exportam în jur de 90 miliarde de dolari și acum exportăm în jur de 50 de miliarde de euro, deci de mai mult de 5 euro este creșterea. Produsul intern brut al României este mult mai mare și consumul României este mult mai mare. Singura, noi mai avem o problemă, noi, când spun noi, mă gândesc la noi în general. Noi, da? Nu zic românii, zic noi. Noi. Da?
Și anume aceea că avem un gen de refuz al individualismului și competiției care sunt specifice lumii capitaliste și în același timp am dorit să o ducem bine. Sau să o ducem dacă am putea foarte bine. O lucrurile astea nu se împacă unul cu altul. Adică noi dacă suntem tineri, suntem dinamici, ne asumăm sarcini, ne asumăm viața și destinul nostru al fiecăruia, trebuie să fim foarte dinamici, să ne croim viața așa cum o dorim noi. Chiar dacă ne o croim prin criză sau chiar dacă ne o croim prin recesiune economică sau să zicem că țara nu are la un moment dat un potențial sau o deschidere extraordinară. Dar lucrurile astea pot fi împinse prin creație, prin economie, prin creație economică și prin asumare de răspundere individuală. Simțiți că de... în ceea ce ne privește pe acești noi pe care îi definiți dumneavoastră acum, se găsește undeva și o problemă de mentalitate? Adică, evident. De ce românii reușesc să muncească mult dincolo, în străinătate și mai puțin acasă? Sau v-aș întreba altceva. Există o problemă majoră între felul în care sunt remunerați românii aici și în care sunt remunerați în străinătate? Păi este o problemă majoră, este o diferență uriașă pentru că ei muncesc acolo în economie extrem de competitive. Și în societăți extrem de competitive. Da, și sunt stimulați? Evident, nu ne putem compara cu lumea civilizată vestică, dar nu avem niciun termen de comparație cu ei. Pentru că acolo lucrurile sunt de o cu totul și cu totul o altă natură. Vă dau doar un exemplu ca să știm unde ne plasăm cu discuția. De exemplu, produsul intern brut al Germaniei este de peste 3.000 de miliarde de euro, iar al României este de 130 de miliarde de euro. Deci vă dați seama despre ce discutăm? Vă dați seama care este diferența? Este o diferență uriașă. Italia are un produs de peste 2.300-2.400 de mii de miliarde. Da? Deci sunt cifre pe care noi nici nu le putem imagina. Este un dinamism economic pe care nici nu ne-l imaginăm. Și oamenii evident că muncesc într-un alt stil, într-o altă competiție, sunt remunerați altfel și așa mai departe. Dar nu despre asta e vorba, pentru că și românii din România muncesc. Acel mit că românii din România nu muncesc, că sunt leneși, nu e, este doar un mit. Românii din România muncesc. Însă? Deci românul angajat în România are o medie de orară de peste 45-48 de ore pe săptămână. Ceea ce înseamnă foarte mult în comparație cu celelalte țări ale Uniunii Europene. Dar este evident că noi suntem într-un alt mediu. Suntem într-un mediu mai puțin competitiv, mai puțin dinamic. Suntem într-o țară mai puțin competitivă și mai puțin dinamică și atunci veniturile sunt așa cum sunt. De exemplu, în România, vă dau iarăși o cifră, pentru că tot discutând cu cifre, ne este mai ușor ca să pricepem fenomenul economic, deși cifrele trebuie folosite cu atenție. La sfârșitul anului 2013, în România, o familie medie, adică de 3 persoane, avea un venit mediu lunar de 2500 de lei, de 25 de milioane, adică puțin peste 600 de euro. Asta nu înseamnă foarte mult. Asta pe hârtie. Nu, discutam despre o cifră statistică. Da. Discutam despre o cifră statistică reală. Da? Deci, asta nu înseamnă foarte mult și, dimpotrivă, comparativ cu alte țări, înseamnă foarte puțin. Unde o familie poate să fie remunerată cu 4-5 mii de euro, poate în medie lunar. Am văzut destul de multe sfaturi din partea economiștilor pentru români legate de modul în care trebuie să-și cheltuiască sau nu banii. Din punctul dumneavoastră de vedere, domnule profesor, credeți că știu românii să-și cheltuiască banii corespunzător sau nu au ce să cheltuiască? Nu se pune problema. La noi nu se pune problema unei planificări a cheltuielilor, pentru că ele vin cheltuielile pe o familie despre care vorbeam, statistică, din asta cu 3 persoane, cu media despre care vorbeam, cheltuielile vin instant. Banca, datorie și atât. Deci cheltuielile vin instant. Copilul? Cheltuielile vin instant. Și în condiții de criză se observă în zona cheltuirii
Atenție, în aceste venituri intră și un autoconsum de vreo 2-3 milioane de lei pe lună. Adică sunt bunurile, sunt mărfurile care le producem în propria gospodărie și pe care nu le cumpărăm. Deci, practic, nu se pune o asemenea întrebare, o asemenea problemă, pentru că la noi nu. Noi foarte puțin bani reușim să punem deoparte. Nivelul de economisire din România e data mai crescut după criză, deci această veselie, această cheltuire de dinainte de criză, când dădeam banii pe orice, pe tot felul de lucruri, mai mult sau mai puțin folositoare, s-a cam estompat și suntem într-un gen de într-un gen de culoare îngust, dacă e să gândim așa, în care cheltuielile cu alimentele dețin ponderea, da? Aproape 60% din veniturile noastre le dăm pe alimente, pe alimentație, după care cheltuim adică foarte mult. Da, nu. Nu că nu mâncăm mult și alimentele sunt scumpe în raport cu veniturile noastre. Nu mâncăm mult. Mâncăm ca oamenii normali, mâncăm în jur de 2500 de calorii pe zi. Deci nu suntem o țară înfometată, noi românii. Suntem o țară ok din punct de vedere al alimentației, dar veniturile noastre în raport cu prețurile alimentelor sunt destul de reduse, pentru că sunt destul de multe alimente foarte bine pregătite, foarte elaborate, fructe foarte scumpe, exotice și mai departe. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Deci cheltuirea se produce, așa cum spuneam, în mod rapid, deci pe alimente, după care urmează ca pondere aceste plăți ale facturilor, ratelor, gazelor, energiei, curentului și așa mai departe. Ne rămân bani pentru școlaritatea copiilor, unde investim iarăși destul de mult noi românii, pentru că avem grijă. În general, familia de români are foarte mare grijă de copii. Este o familie din acest punct de vedere specială în acest context al Europei și poate chiar al lumii, zic eu, un context particular în care nu statul cheltuie enorm de mult pentru școlaritatea copilului, deși școlaritatea este gratuită până în clasa 12-a, cât familia, pur și simplu familia, adică asta înseamnă haine, meditații, transport, rechizite, plăți, tot felul de plăți care țin de școlaritatea și de nivelul de cunoștință, de acumulare al copiilor. În rest, românii au tăiat, m-am uitat, vorbesc că spun lucrurile astea pentru că m-am uitat peste niște cifre în aceste zile. În rest, am tăiat foarte mult din vacanțe, deci nu reușim să mai punem bani deoparte pentru vacanțe, în medie punem foarte puțin bani pentru vacanțe deoparte. Am tăiat și tăiem în continuare din zona culturii, ceea ce este foarte rău, da? Deci în România se cumpără foarte puțină carte, da? Tirajul unei cărți bune în România nu depășește 1.000-1.500 de exemplare, 2.000 de exemplare, atenție, la nivel național. Deci tirajul unei edituri importante și foarte, foarte puțin bani pentru economii, pentru viitor. Avem și mesaje de la telespectatori, cineva vă întreabă unde este adevărata Românie. Unde este adevărata Românie? Adevărata Românie, da. Nu înțeleg foarte bine ce vrea să spună unde este adevărata Românie. Pentru mine, de exemplu, adevărata Românie este acolo unde m-am născut. Adică în zona Craiovei și adevărata Românie este acolo unde stau de 25 de ani, adică în Târgu Jiu. Pentru mine, adevărata Românie nu ar fi niciodată altundeva. Pentru că eu în momentul în care plec în străinătate, primul gând al meu când ies din țară este acela când mă întorc. Oriunde aș fi în această lume și am circulat, nu foarte mult, dar am circulat, m-am simțit ca un străin. În schimb, acasă mă simt întotdeauna acasă. Deci pentru mine adevărata România este aici, pentru mine. Pentru alții poate este altundeva. Avem foarte mulți români plecați la muncă în străinătate. Cum influențează aceștia societatea românească, familia de aici, absolut tot? Sunt familii care depind de românii care... sau de singurul membru din familie care muncește și care este plecat. Da, să știți că această... Aș vrea să încadrez puțin discuția ca să o înțelegem mai bine. Această poveste a emigrantului este una foarte veche. Foarte veche, să știți. Este o poveste de, poate, de început de secolul 17-18, când lumea ușor-ușor începea să se globalizeze, începea să se deschidă.
Dar ca să revenim la secolul 20, vreau să vă spun că emigranți au fost și italienii în Elveția și în Germania, da? Emigranți au fost și turcii în Germania și în alte țări ale Europei, da? Emigranți au fost și spaniolii în Marea Britanie și sunt încă, atenție, spaniolii sunt o emigrație foarte puternică în Marea Britanie, da? Emigranți au fost și britanici în Statele Unite ale Americii. Deci această poveste a emigrației, a deplasării de mase mari de populație înspre zone de prosperitate economică, este o poveste foarte, foarte veche și este specifică modernității secolului. Mase mari de oameni este specifică modernității secolului 20 și 21. Mai ales începând cu de după primul război mondial. Dar America a fost colonizată sub formă de emigraționistă cu mult timp înainte. Deci nu, fenomenul nu trebuie să ne surprindă. Este evident că în momentul în care au căzut granițele, românii au luat-o, unde au luat-o mai întâi? Au luat-o mai întâi, au vrut spre Turcia, dacă vă mai amintiți, mai asta trebuie să vă amintiți, da? Când toată lumea făcea mici afaceri. Când toată lumea făcea mici afaceri în Turcia, da? Da, chiar se inventează un fel de folclor pe această temă a relației noastre cu turcii, da? Da. A românilor și a româncelor cu turcii și cu Turcia, da? După care această emigrație ușor ușor s-a deplasat înspre vest, da, care spre vest înseamnă deja o emigrație mult mai elaborată, mult mai rafinată, în sensul în care vestul nu este Turcia, vestul este mult, mult mai bogat, da, și era mult, mult mai doritor să absorbă populație, forță de muncă, mai ales în zona forță de muncă ieftină. Nu, neapărat. Vestul a dorit forță de muncă în zona meseriilor slab plătite. Sau foarte bine plătite, pentru că ei au o clasă de mijloc foarte bine situată, foarte bine poziționată și la nivelul ăsta de forță de muncă ei stau foarte bine. În schimb, existau sute de meserii din zona foarte slab plătită, să zicem cum sunt bonele sau oamenii care îngrijesc bătrânii. Da, îngrijesc bătrânii sau celebru spălător de vase și așa mai departe. Și zona superioară, de extremă superioritate, adică meseriile foarte, foarte bine plătite, profesori universitari, cercetători de vârf, medici, ingineri de înalte tehnologii, acum oameni din zona calculatoarelor și informaticii care sunt extrem, extrem de bine plătiți. Da? Acum, România, să ajungem și la ei. Fenomenul emigrației este un fenomen natural. Este evident că pleci acolo unde cauți să-ți împlinești cumva și visul de a cunoaște o lume, da? Care este foarte important, atenție. Noi am trăit închiși, n-am știut cât de important este să ai contact cu o civilizație, cu oameni civilizați, cu o țară civilizată, să vezi. Deci este o acumulare de ordin cultural pe care persoanele respective o fac. Nu știu dacă ați observat, dar ei când vin în România, parcă nu mai sunt aceiași oameni. Chiar dacă au stat 6 luni, chiar dacă au stat un an, chiar dacă au stat 2 ani acolo, parcă nu mai sunt aceiași oameni. Încep să capete reflexele unui om civilizat. Să știți că avem mesaje, domnule profesor, avem mesaje de la telespectatori legate de acest subiect. Da, să-mi termin ideea și continuăm cu mesajele. După care, evident că fenomenul de emigrație este ca un flux. Suntem acum într-o perioadă de flux, adică avem 4, 5, 6 milioane de oameni în afară, în toată lumea, nu numai în Europa, da? După estimările noastre, după estimările celor care se cercetează acest fenomen, sunt aproape 6 milioane de oameni plecați peste tot în lume, din Australia până în Statele Unite, Europa și așa mai departe. Deci noi, practic, suntem tot aia 24-25 de milioane, numai că am plecat foarte mulți afară. Acest fenomen, să știți că durează, după estimările, iarăși, ale celor care se pricep, durează așa cam 15-20 de ani. După care fenomenul vine ca un reflux, ca un val. Va fi un fenomen, pe măsură ce România va urca, și România urcă ușor, ușor, în contextul țărilor europene și în contextul integrării și al mecanismelor, trece la moneda euro, începând cu 2019-2020, spațiul se uniformizează sub aspectul creșterii economice al facilităților. Vom finaliza, probabil, în următorii 5, 6, 10, 15 ani și această poveste a infrastructurii, a drumurilor, autostrăzi, România va arăta altfel. Atunci fenomenul va fi de revenire în țară a celor care au plecat. Aici vreau să ajungem pentru... Regula este că marea majoritate revin pentru că marea majoritate pleacă cu gândul să revină. Exact, să revină. Asta întreabă majoritatea telespectatorilor vis-a-vis de acest subiect al exodului românilor care merg dincolo să muncească. Când se întorc aici...
frații, surorile noastre, când li se oferă munca acasă la ei. Da, când România va deveni mai dinamică, când România va fi capabilă să absoarbă, să reabsoarbă forță de muncă calificată și înalt calificată, la nivel de competitivitate a plății, da? Ori lucrul ăsta nu este de așteptat să se întâmple mai repede de 10, 15, 20 de ani. Să știți că toată, bine, oamenii probabil că se uită la noi și spun, domnule, stați puțin, ne mai dați termene din astea. Nu! În termen de economie, da? Și în termen de societate, și în termen de evoluție societară și evoluție economică a unei țări, a unei națiuni, nu discutăm de pe o lună pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Nu. Marea noastră problemă a românilor este că suntem nerăbdători. Noi avem un gen de nevroză, un gen de neliniște. Noi vrem acum să trăim bine cu toții. Duci, nu vă spuneați, atunci când mergi la magazin și te uiți în portofel și vezi că nu prea ai cu ce să cumperi. Nu, asta e altă problemă. Noi avem o problemă. Noi avem impresia că trebuie, că totul, România trebuie să fie acum ca Germania. Sau România trebuie să fie acum ca Franța. Sau România trebuie să fie. E o problemă de mentalitate. Sau România, dacă s-ar putea să fie chiar America. Nu. Nu ar fi rău să știți. Nu, păi, dar n-am fost niciodată America. Pentru că dacă eram America, eram America aici. Deci noi trebuie să știm exact cine suntem, trebuie să ne poziționăm corect în judecățile noastre, da? Noi nu putem să spunem că eliminăm diferențe de civilizație față de Europa, care ne-a fost vecină, da? Dar din păcate în ultima sută de ani noi am stat cu spatele la Europa într-un context politic, într-un context economic așa de nefavorabil pe care l-am trăit, da? Și nu pot să spui că dacă s-ar putea de la un an la altul, dacă s-ar putea de la o lună la alta, nu. Acumulările de ordine economic și cultural și de mentalități, de schimbarea mentalităților, de ordin civilizațional, de reducere, da, a diferențelor și așa mai departe, sunt acumulări în timp îndelungați, da, pe evoluții îndelungate. A, bine, în vestea noastră, probabil că o să spuneți, domnule, stai puțin, dar Coreea de Sud, Japonia, uite că într-o generație, da, Polonia, într-o generație, nu două. Să vă dau, Nu, dumneavoastră vorbiți despre Polonia acum, dar dumneavoastră nu știți, pentru că probabil că erați prea tânăr, ce a însemnat Polonia în anii 80, unde era sub România, poate. Dar Polonia în anii 80, Polonia în anii 80 a făcut reforme, da, Polonia este în centrul Europei, Polonia are o altă potențialitate economică, Polonia nu și-a lichidat industria. Polonia are o clasă politică meritocratică foarte importantă, da? Deci, polonezii sunt catolici. Avem o problemă dincolo de... Nu, avem foarte multe probleme. Polonezii sunt catolici. Mentalitate. Polonezii sunt catolici. Educație. Polonezii se situează altfel din punct de vedere al atitudinii față de și plus că mai este un lucru foarte important. Polonia este o țară de 40-50 de milioane de locuitori. Da, deci Polonia are alt potențial economic și alt potențial. Ar fi loc pentru atâta populație. Plus că mai e un lucru foarte important, așa, despre care iar dumneavoastră nu știți. Da, americanii în 1989-1990 i-au iertat pe polonezi de vreo datorie de vreo 30-40 de miliarde de dolari. Revenim la politicieni. Da, din păcate Ceaușescu nu a putut să beneficieze de așa ceva, pentru că el atunci se certase și cu americanii și cu rușii și cu toată lumea. Și cei 20 de miliarde de dolari datorie i-a dat repede înapoi la Fondul Monetar Internațional. Da, pe efortul țării. E o diferență. Națiunile se deosebesc, ca și oamenii. E o diferență uriașă între națiuni, așa cum este o diferență uriașă și între oameni, între individualități. Mai avem un minut și jumătate, domnule profesor. Vreau să discutăm puțin despre cum influențează politica românească și politicienii tot ceea ce ni se întâmplă nou. Influențează sau poate nu influențează? Ce spuneți? Păi o să încep cu așa, cu o afirmație de genul Doamne ferește de mai rău. Pentru că vedeți bine ce se întâmplă la răsărit. Adică faptul că suntem într-o zonă de stabilitate, suntem într-o zonă de liniște, suntem într-o zonă în care suntem protejați, da, ca membri ai Pactului Nord-Atlantic, care este un pact militar cu care nu se joacă nimeni pe planetă, da, că suntem membri ai Uniunii Europene cu drepturi depline. Da? Când ne pregătim să trecem la moneda unică euro, toate aceste lucruri se datorează clasei politice românești. Și toate aceste lucruri sunt foarte importante. România este acum o țară stabilă, o țară cât de cât dinamică, o țară care își caută cadrele și care are perspectiva unei civilizații, unei civilizări în următoarea etapă foarte importante, începută deja, începând cu anul 2000, 2004, 2000, chiar și acum după criză, se datorează clasei politice românești. Nu trebuie să vedem neapărat partea goală a paharului. Avem
Politicieni și politicieni. Avem și din ăștia cu 70.000 de euro, ați văzut salariul pe lună? Care nu le mai este rușine de câți bani iau, nu știu, acolo ar trebui să le fie rușine, da? Avem și din ceilalți care își fac treaba, să știți că eu... Ne-ați descris situația oarecum în roz, așa cum spuneați, partea plină a paharului, vă mai invităm la noi în studio. Da. Multe mesaje de la telespectatori, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Da, și eu vă mulțumesc, să rămână. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă dăm întâlnire din nou mâine seară.